Această emisiune se adresează și persoanelor cu deficiențe de auz. Bună seara, dragi telespectatori, sunt Aura Stoienescu, gazda dumneavoastră la emisiunea Panoramic din această seară și vreau să vă anunț că am invitat în fața dumneavoastră un consilier municipal al Consiliului Municipal Târgu Jiu, domnul Eduard Lădaru. Bine ați venit, domnule consilier. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Care este și avocat în viața privată. Deci cunoaște bine legile, pentru că, după cum știți, dragii mei, să fii consilier local îți asumi responsabilitatea aceea de a vota sau a nu vota un proiect de hotărâre, indiferent de cine este propus. Și, asta vorbeam înainte de începerea emisiunii, își produce efectele dacă este votat și răspunde cine... Cine răspunde? Haideți să începem cu asta, pentru că chiar dacă suntem la Târgu Jiu, ne vedem în 15 județe și poate sunt lucruri pe care oricine vrea să le știe. Cum se împart banii publici? Că până la urmă asta este. Banii publici ai unei unități administrativ-teritoriale. Păi, în ceea ce privește banii, este foarte important bugetul local care se adoptă, mă rog, în funcție de data la care se adoptă bugetul la nivel național, legea bugetului de stat. Anul acesta a fost un pic mai târziu, prin luna iunie. De regulă se adoptă bugetul la nivelul localităților prin luna aprilie a fiecărui an. Dacă îmi permiteți, tot târziu. Tot târziu și... Normal ar fi la 1 ianuarie. Da, corect. Nu? Normal așa ar fi la 1 ianuarie. Pentru a ști foarte clar cum îți gospodărești, până la urmă, bugetul la nivelul fiecarei localități. Proiectul de buget este întocmit de către primarul unității administrativ-teritoriale, numai de către primarul unității administrativ-teritoriale și este supus dezbaterii consilierilor locali în consiliile locale, iar consilierii locali pot să aducă amendamente. Oricum ar fi, deși este adoptat târziu, aprilie, mai sau când este adoptat acest buget la nivelul fiecarei localități, totuși se adoptă tot pe repede înainte, în sensul că, deși ai suficient timp până când se adoptă legea bugetului de stat, tu nu-ți preconizezi, tu nu-ți formezi practic un proiect de buget până atunci, până când nu vine bugetul de stat. Niciunul din primarii unităților administrativ-teritoriale nu-și conturează propriul lor buget. Că până la urmă poți din luna ianuarie să-l conturezi și vezi când s-o adopta legea bugetului de stat ce modificări faci. Că vezi, dar în funcție de banii pe care... Fac asta? Pentru că sunt învățați așa cum este învățată toată administrația publică din România, fie că este la nivel local, fie că este la nivel central, să lucreze pe ultima sută de metri. Toate proiectele de hotărâri se aduc în comisie, nu se aduc înainte de a fi dezbătute în comisie, ci sunt aduse fix în comisiile de specialitate ale Consiliului Local, moment în care eu, ca și consilier local, nu pot să citesc proiectul de hotărâre, să și gândesc în ședința respectivă și să și aduc amendamente sau să consult anumite legi pentru a vedea ce amendamente pot să aduc sau să văd dacă este oportun pentru municipiul Târgu Jiu. Dar, în general, proiectele de hotărâre, după câte știu, trebuie puse la dispoziția consilierilor locali cu un număr de zile înainte de... În mod normal, ședința de comisie se convoacă cu 3 zile, cel puțin 3 zile înainte și atunci proiectele de hotărâre trebuie puse înainte. Dar te lovești de acest joc politic care se face de multe ori, acest ping-pong care se face de multe ori între primar, care propune majoritatea proiectelor de hotărâre și consilierul local, și consilierul local care sunt din mai multe partide, dar vreau să spun de joc, că nici nu contează partidul din care faci parte, în care primarul vine și spune: dacă nu te apleci cu privire la și nu dai aviz în comisie de specialitate, proiectul de hotărâre vine și spune că sunt sabotat de Consiliul Local, că nu vrea să-mi dea aviz pentru proiectele respective și iată ce minunăție voiam să fac eu pentru localitatea mea. Acum, lupta în Consiliul Local se știe peste tot. Se știe, numai se că... Se întâmplă. Numai când e o majoritate foarte stabilă și foarte trainică, atunci merge totul uns. Da, de acord. Numai că este foarte, foarte important ca
toată lumea să înțeleagă și primarul să-și pună la muncă aparatul de specialitate, primarii. Nu vorbim de primarul Târgu Jiului. Primarii să-și pună la mai muncă. Mai ales că e campanie electorală, nu ne ferim de asta. De acord. Dar e campanie electorală. Sunt convins că e aceeași situație peste tot ca la municipiul Târgu Jiu, adică nu este vorba. Da, vreau să fac o precizare. Da, deci da. Este campanie electorală, nu facem emisiune politică sau electorală, da? Și atunci ne referim la administrație pură, nu la... Doar facem o mică explicație a mecanismelor, da, chiar dacă sunt de natură politică, dar discutăm la general. După care ne aplicăm asupra Târgu Jiului și a cetățenilor din Târgu Jiu. Da. Vă rog. Și revenind la Consiliul Local, Consiliul Local este practic pus într-o defensivă permanentă pentru că te trezești în săptămâna dinaintea ședinței de Consiliu Local cu foarte multe proiecte de hotărâre. Uneori te treci cu 60 de proiecte de hotărâre. Și atunci este foarte greu și nici este foarte greu de explicat și cetățenilor, că până la urmă ei așteaptă rezultate și nu prea interesează. Corect. Acest mecanism. Chiar mă bucur că discutăm despre acest mecanism, pentru că este unul greoi și este firesc să fie unul greoi. Pentru că nu poți să adopți un proiect de hotărâre și să institui taxe și impozite așa pur și simplu și să nu te gândești la ele, să nu te gândești la consecințele cu privire la, la locuitori. După care, sau când scazi taxele și impozitele, pentru că te trezești că scazi pentru o anumită categorie socioprofesională, socială sau nu știu, pentru antreprenori și vor veni alți oameni și spune, dar nouă, de ce nu ne-a scăzut taxele respective? Deci este foarte greu de stabilit dacă este oportun sau nu este oportun un anumit proiect de hotărâre. Și trebuie timp de gândire, pentru că între timp consilierul local ce face? Se duce și întreabă în stânga, în dreapta, uite ce discuție avem noi, ai fi mulțumit de proiectul ăla de hotărâre, ai fi mulțumit de hotărârea aia? Și se trezește cu un feedback al cetățeanului care îi spun 10 pe care i-a întrebat că nu-i bun. Și atunci dacă ai întrebat 10 din arii speciale, din diverse pături sociale, da? Atunci este clar că nu prea e bun proiectul respectiv. Că ai sau făcut e posibil să nu fie bun. Nu pot să-i spui un sondaj, dar că nu e chiar o cercetare sociologică, dar totuși un reper ți-ai luat, adică oamenii nu sunt mulțumiți. Și atunci ce faci? Și ei că sunt ești reprezentant obiectiv al alegătorilor. Sunt subiectiv, nu sunt obiectiv, dar nici nu contează. Că până la urmă i-atinge corect, pe ei și atunci pe tine te interesează. Comparativ cu partidele care au interese, ei sunt obiectiv. Adică corect, ei gândesc corect. Binele cetățeanului. Binele, sigur. Sigur, binele cetățeanului, așa este. Chiar dacă cetățeanul e el. Da, mă uitam spre exemplu la Timișoara unde au hotărâri de Consiliul Local în care este și pe care mai multe ONG-uri acum și se strâng semnături de la mai mulți cetățeni să nu mai trebuiască un acord pentru a avea un animal de companie. Acolo este nevoie de acordul vecinilor să ai un câine în apartament la Timișoara printr-o hotărâre de Consiliu Local. Am fost și eu surprins de lucrul acesta, adoptată prin 2005. Și atunci s-au luat puncte de vedere de pe stradă, de presă, sigur, care le-a transmis mai departe. Sunt convins că și consilierii locali de municipiul Timișoara au discutat cu oamenii. Punctele de vedere sunt împărțite. Unii spun că nu e bine cu acest acord, că nu-și dă vecinul acordul să-mi iau și eu un câine în apartament. Alții spun că e bine, de ce să mă deranjeze pe mine câinele vecinului? Și atunci ce faci la chestiuni de genul ăsta? Și iată că o hotărâre pe care este foarte greu. Fie sau ce faci, o păstrezi sau o abrogi? Și este foarte greu, iată. Gândiți-vă că este și acolo o dispută primar Consiliul Local. Și nu da. Se știe ce propune unul, categoric, ce propune celălalt. Adică asta este mare problemă. Și diseci toate aceste probleme care au repercusiuni la nivel social și atunci nu poți să votezi pe repede înainte, că foarte multă lume se întreabă, dar de ce n-ați votat nu știu ce? Dar de ce n-ați votat nu știu ce? Păi pentru că nu am înțeles despre ce e vorba. Simplu fapt că eu, care votez în conformitate cu legea și cu propria mea conștiință, simplu fapt că eu nu sunt împăcat cu propria mea conștiință să votez proiectul ăla de hotărâre, pentru că eu nu am înțeles pur și simplu proiectul ăla de hotărâre, este suficient să nu-l votez. Este suficient să nu-l votez, pentru că trebuie să avem până la urmă încredere și în aleșii noștri, că așa să aruncăm în permanență cu pietre, metaforic în ei, sau în orice altă instituție a statului, ne dându-i nicio posibilitate să se justifice,
este foarte grav și s-a ajuns la acest nivel în România. Și trecem inclusiv la ce se întâmplă pe la Spitalul Județean, unde s-a venit că se țin nu știu ce reactivi în nu știu ce încăpere, care nu s-au ținut niciodată în încăperea respectivă. Sigur, se fac actele, ca și în România, că trebuie să-i descarci în gestiunea lui X și X trebuie să-i trimită mai departe. Dar niciodată nu s-au ținut reactivi acolo. Și acum laboratorul este unul foarte performant la Spitalul Județean și m-am interesat de lucrul acesta. Și atunci s-a venit cu această temă falsă, din punctul meu de vedere, că reactivii care fac analizele se țin în încăperea respectivă, care nu era igienizată, nu era încălzită, nu era aerisită, nu era nici cum, adică practic reactivii n-ar fi rezistat acolo, pentru că sunt și anumite interese în spate. Sunt interese ale laboratoarelor private de analize, spre exemplu. Corect. Spre exemplu. Dar acum trebuie să spunem un lucru foarte important. Da. Dați-mi voie, faptul că deși există greutatea asta de a adopta legi, de exemplu, în Parlament, de a adopta hotărâri de Consiliu, tocmai pentru că există interese partide din diverse părți ale jichierului politic, totuși să nu uităm că meritul democrației este că trebuie să existe putere și opoziție ca să fie dezbătute aceste proiecte, pentru că dacă ar fi doar putere, atunci, indiferent care e interesul cetățeanului, puterea ar face ceea ce consideră în interesul categoric. Nu se știe al cui. În interesul nu se știe al cui, da. De exemplu, eu la jurnalism, cel mai important lucru pe care l-am învățat a fost definiția partidului politic și am rămas surprinsă să găsesc într-un curs la facultate următoarea definiție pe care am mai spus-o de respectatorilor, dar vreau să vă spun și dumneavoastră. Partidul politic este grupul de interese care luptă să câștige puterea pentru a o folosi în interesul grupului de interese. Dumneavoastră care sunteți membru de partid, poate nu sunteți de acord cu asta, dar așa scrie în carte. Da. Și atunci e bine să fie există mai multe păreri diferite, mai să multe, fie dezbătute. Exact, există mai multe grupuri de interese, sigur că da. Ai grupuri de interese legitime. Cum este, spre exemplu, partidul politic, care are interesul de a ajunge la guvernare întotdeauna și de a ajunge la putere și de a obține puterea oriunde în lume. Și este corect acest lucru. Cum sunt ONG-urile, care au interesul, nu știu, al lor pe care l-au, interesul ONG-urilor pentru câini, să nu fie omorâți câinii, interesul ONG-urilor pentru a ajuta persoanele cu handicap, să fie ajutate persoanele cu handicap, interesul și așa mai departe. Sunt foarte multe lucruri. Trebuie să spunem acestea sunt grupuri legitime, asta spun. Sunt grupuri legitime de interese și este firesc să iar existe aceste... Iar contradicția duce la progres. Da. Sau organizația oamenilor de afaceri, care vor să-și reprezinte, evident, afacerile lor și să câștige cât mai mulți bani, ceea ce e firesc oriunde pe această planetă. Dar atunci e bine să fie democrație, e bine să fie, categoric. Trebuie să facem cu cap, adică... Exact. Și atunci consilierii locali trebuie să analizeze toate aceste aspecte și trebuie să aibă imaginea generală de ansamblu și să vadă dacă unde fac bine și unde fac rău. Niciodată nu se poți face numai bine. Întotdeauna vor fi nemulțumiți. Dar ideea e să afectezi cât mai mult, cât mai puțin. Bine, exact. Și... Să afectezi adică cât mai puțin păturile sociale și să încurajezi spiritul de să încurajezi antreprenorii, să încurajezi tinerii să practice sport cum ar veni, pentru că avem nevoie de lucrul acesta. Poate să fie o politică foarte clar la nivel de planetă, aș putea spune, cu iPhone-urile, acum momentul de față în care corect. Copiii noștri stau numai la calculatoare. Da? Și noi. Și trebuie și noi, da. Dar cel puțin noi am făcut sportul când a trebuit să-l facem. Și atunci când era în grilă. Exact. Și nu suntem dependenți. Și nu suntem dependenți de telefoane și calculatoare, ci doar din punct de vedere prin prisma faptului că noi căutăm informație în permanență și atunci ești. Trebuie să fii la curent în permanență cu informațiile, cu știrile, să te actualizezi în permanență, ceea ce e o diferență între asta și să fii gamer. Da, da. Este o mare diferență. Asta se întâmplă în Consiliul Local și atunci sigur că este nevoie de timp pentru a dezbate proiectele de hotărâre. Și ele sunt puse și pe site-ul primăriei, de exemplu, în cazul Târgu Jiului, proiectele de hotărâre. Proiectele de hotărâre, da.
oricine poate să le acceseze. Categoric, da, ele sunt puse nu pe... Nu la toate primăriile, dar știu că la Târgu Jiu, sunt puse pe site-ul. Puse din momentul în care au fost lansate către consilier, probabil se pun proiectele în de în momentul în care a fost site. Convocată ședința de consiliu local cu 5 zile înainte, atunci se afișează proiectele respective și pe site. O altă problemă este că după ce au fost prezentate în comisiile de specialitate, nu știu, un număr de, nu știu, 40 de proiecte de hotărâre, să zicem, îți mai apar în ședința de consiliu local încă 10 cu care să suplimentezi ordinea de zi. Acum, aceste chestiuni de diverse, din punctul meu de vedere, sunt oarecum nelegale. Și erau și înainte pe legea administrației publice locale, mi-a spus punctul de vedere din 2016, de când am intrat în consiliul local, și sunt dar și există acum, peste tot. Pe codul administrativ, pentru că legiuitorul spune foarte clar că proiectele de hotărâre ce urmează a fi dezbătute se înscriu pe ordinea de zi și se numerotează separat. Și atunci ai 1, la 1 pe ordinea de zi, ai proiectul cu tare, proiectul cu tare, proiectul cu tare, proiectul cu tare și așa mai departe. Ori venind cu aceste proiecte la diverse, legiuitorul îți dă voie ca în cazuri speciale pe care le apreciază tot Consiliul Local, să suplimentezi ordinea de zi. Suplimentarea, această ordine de zi, nu se face cu diverse. Este absurd. Dar așa s-a împământenit, nu știu de ce, această cutumă de la ședințele partidelor politice, pentru că nu, legea nu spune lucrul acesta. Inclusiv la Consiliul de Județene se întâmplă asta. Dar, repet, cred că s-a preluat de la partidele politice, unde au punctul diverse, la sfârșit, și adoptă tot felul de decizii importante cum ar fi, nu știu, excluderi din partid, cum ar fi ieșirea de la guvernare, cum ar fi, cum să pui la diverse așa ceva. Este absurd. Simplu fapt că vizezi ieșirea de la guvernare sau vizezi o excludere este o chestiune extrem de importantă și atunci o pui pe ordinea de zi să o vadă toate, sigur că da, să o vadă toată lumea. Diverse e, nu știu, să vedem ce mai să facem. Să concesionăm, da. Știu eu, suprafața unui balcon, să-i o dăm lui Ionescu să-și facă balcon. Da, chiar și așa, legiuitorul nu ne permite acest lucru, dar s-a împământenit acest lucru cu avizul de legalitate al secretarului municipiului Târgu Jiu și al altor secretari, da, din alte localități, pentru că în momentul în care ai suplimentat ordinea de zi, tu trebuie la fel să le dai numere și să continui cu ele. Nici de cum să n-ai la diverse, diverse 1, diverse 2, diverse 7, diverse 10, ajuns să sunt cu diverse 20. Deci este ceva uriaș. Și atunci, de asemenea, acum pe codul administrativ, este nevoie ca pentru un proiect de hotărâre să intre pe ordinea de zi, trebuie să aibă două chestiuni elementare. Unu, avizul compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului și doi, avizul Comisiei de Specialitate a Consiliului Local. Dar comisii sunt mai multe. Comisii, avem 4 comisii, în funcție de fiecare juridic, consiliu economic. Local, da, în funcție de fiecare consiliu local își au propriile lor comisii. Deci la dumneavoastră ce este? Economic? Juridic? De comisia juridică, comisia buget, comisia de urbanism și comisia de tineret, sport, educație. Deci aceste 4 comisii sunt. Și fără aceste avize ale comisiilor de specialitate, ele nu pot fi introduse pe ordinea de zi. Evident că primarii forțează nota și spun iată că nu vor consilierii locali să le introducă pe ordinea de zi, deși este un aspect nelegal. Și atunci Consiliul Local a găsit acest artificiu în care suspendăm ședința, facem ședință de comisii reunite, deși este cam trasă de păr toată situația, pentru că în momentul ședinței de Consiliul Local suspendăm ședința la început, înainte de a vota ordinea de zi. Pentru că altfel nu pot fi dezbătute respectivele proiecte. Ai text de lege foarte clar, nefiind avizate de comisii, sigur. Dar de ce n-au avizat comisiile? Pentru că domnul primar n-a venit cu ele. Inițiatorul n-a venit cu ele în comisii. Le-a făcut la fel, pe ultima sută de metri, prin aparatul de specialitate pe care îl are. De asta spun, noi nu avem o ordine juridică. Și le-am spus în felul următor, domne, că se grăbește X, se grăbește Y, e important proiectul ăla de hotărâre. Domne, dar de fiecare dată apar pe ultima sută de metri chestiuni importante, adică chestiuni vitale. Haideți să fim serioși, hai să le lăsăm pentru luna viitoare, pentru ăștia care vin, ca să învețe toată lumea că se vine cu ele din timp și nu se vine cu ele pe ultima sută de metri doar de dragul de a intra cu ele. Unde mai pui că sunt unele inițiate și introduse pe ultima sută de metri ca
pentru ca cei care sunt în Consiliul Local, consilierii locali, să nu-și dea seama, de fapt, de substratul hotărârilor respective. Și nu poți să-ți dai seama. Bine, acum facem o acuzație care nu poate fi nici probată în momentul ăsta și nici... Nu poate fi probată, dar din propria experiență vă spun. Nu se poate răspunde la ea. Sigur, e adevărat, dar din propria experiență vă spun. Și sunt convins că se întâmplă peste tot. Și atunci consilierii locali din nou... Vorbind efectiv de Consiliul Local Târgu Jiu și de primarul municipiului Târgu Jiu, iar el neputând să ne dea un punct de vedere în momentul ăsta, decât dacă ne vede și ne sună în direct, eu zic să nu aprofundăm ideea nu avizăm realizator. Da. Și să... Tocmai pentru că nu putem să obținem un punct de vedere și de acord cu e inegală lupta. Sunt de acord cu dumneavoastră. Există, adică să nu luptăm, totuși. Bun, reformulez atunci. Ar exista posibilitatea să fie un substrat pentru acele proiecte de hotărâri, da? În primăriile în care s-ar întâmpla asta. În primăriile în care s-ar întâmpla asta, da? Și atunci consilierul local este mai reticent în a vota respectivele proiecte de hotărâre. Și vedeți, asta se... Și cum se votează ordinea de zi, dacă nu se votează, nu trec. Dacă, în mod normal, ordinea de zi se suplimentează cu aceste proiecte de hotărâre. Dacă nu se suplimentează, dacă este respinsă ordinea de zi, practic ședința nu mai are loc. Ședința nu mai are loc. Dar suplimentarea se votează, de fapt, nu celelalte proiecte de hotărâre. Nu, se votează suplimentarea și ordinea de zi. Și ordinea de zi. Dacă nu votezi ordinea de zi, nu ai ordinea de zi. Corect. Care se poate aproba sau respinge, dacă se respinge, ședința de Consiliu Local nu mai are loc. Cum se motivează respingerea? A ordinii de zi? Da. Nu se motivează. Adică se poate motiva, dar nu se motivează în general. Se votează și atât. Se votează și atât, sigur că da. Nu se întâmplă să nu fie aprobată ordinea de zi. Perfect. Acum haideți să spunem telespectatorilor cum se împarte bugetul, cum se face. Deci am înțeles, vine primarul cu propuneri, se fac amendamente, se aprobă până la urmă bugetul, se dezbate, unii sunt de acord, alții nu, s-a ajuns la un buget. Da. Primarul și cu aparatul de specialitate fac din știința dumneavoastră o prioritizare în funcție de ceva anume, a investițiilor, de exemplu. Nu vorbim de acei bani care se duc către cheltuielile obligatorii de funcționare ale primăriei și ale Consiliului Local, ci mă refer la investiții, pentru că pe cetățenii interesează mai puțin dacă și-a salariul omul de la primărie. Interesează dacă pe strada lui se asfaltează și care e prioritară. De ce strada mea nu asfaltează și pe aia? Da, pentru că plătim aceiași bani la buget. Din păcate, nici aici nu există o ordine în a asfalta străzile. Pentru că cel responsabil pentru punerea în executare a bugetului local este primarul municipiului Târgu Jiu, ca de altfel el este responsabil pentru toate hotărârile de Consiliul Local adoptate. El le pune în aplicare, nu le poate pune altcineva care este executivul. E responsabil după ce au fost aprobate, după ce au fost aprobate să le pune în aplicare. Da. Că responsabilitatea votării nu e a lui. Păi nu, este a consilierilor locali. Consilierilor sigur că da. Locali și chiar vorbeam înainte de emisiune, în cazul în care nu a fost avizat de... Nu a fost aprobat bugetul? Nu. Ce nume? În cazul în care o hotărâre s-a aprobat, deși secretarul nu a semnat pentru legalitate. În condiții... Da. Că asta n-am discutat în emisiune, am discutat înainte. Da. Cine răspunde dacă acea hotărâre nu e corectă și produce prejudicii? În condițiile în care hotărârea respectivă de Consiliul Local are avize nefavorabile de la compartimentele de specialitate ale primarului și nu are aviz de legalitate întemeiat, în sensul că nu a fost contrasemnat pentru legalitate de către secretarul Unității Administrative Teritoriale, răspunderea aparține Consiliului Local ca autoritate și consilierilor locali în mod individual, celor care au votat pentru. Care au votat pentru. În condițiile în care nu sunt, dar aici intervine un filtru. Și anume, în momentul în care secretarul nu semnează pentru legalitate, hotărârea de Consiliul Local își face niște obiecțiuni pe care le consemnează într-un registru special și le înaintează instituției prefectului. Instituție care exercită controlul de tutelă asupra autorităților administrației publice locale, Consiliul Județean, Consiliul Local, președinte de Consiliul Județean, primar. Și atunci instituția prefectului, în momentul în condițiile în care consideră că este întemeiată, sunt întemeiate obiecțiunile secretarului Unității Administrative Teritoriale,
dispune să fie atacată în contencios administrativ hotărârea de Consiliul Local și efectele juridice ale acesteia se suspendă, da, și nu-și mai produce absolut niciun efect. Deci este, se suspendă până când se soluționează, se soluționează în instanță pe fondul cauzei, în sensul că până când se soluționează nelegalitatea ridicată de către instituția prefectului, da? Asta este modalitatea. Dar dacă există o hotărâre judecătorească care spune, să zicem, ori da, de acord, rămâne valabilă hotărârea sau nu este justificată acțiunea în contencios și atunci nu-și va produce efecte. Anulează hotărârea de Consiliul Local ca fiind nelegală, da. Bun, în cazul ăla, dacă se produc ulterior prejudicii, cine răspunde? Răspund consilierii locali care au votat pentru. Chiar dacă judecătorul a spus da, e ok? Păi nu, dacă spun că e ok, e ok. A, nu mai răspunde. A, aici e problema. A, dacă spune că este în regulă hotărârea de Consiliul Local și se respinge practic acțiunea prefectului, da? Ei, și atunci produce efecte și se nu mai răspunde nimeni atunci, din păcate. Nimeni. Exact, nu mai răspunde nimeni. Asta este norocul instanței. Da, da. Aici este o problemă, pentru că vedeți dumneavoastră, s-au întâmplat să existe cazuri de incompatibilitate printre aleșii locali. Și dau un exemplu al unor viceprimari care în mod întâmplător au făcut parte în timpul cât au fost viceprimari din consilii de administrație ale școlilor. Noi toți consilierii locali facem parte din consilii de administrație ale școlilor neremunerați, de să fie clar. Toate sunt gratuite, adică nimeni nu vrea să se ducă acolo, să ne înțelegem. Da, da, da. Dar ne ducem, că asta e legea și trebuie să te duci. Iar hotărârile de consiliu local prin care viceprimarii au fost numiți în consilii de administrație au primit avize favorabile de la compartimentele de specialitate din aparatele primarilor și au fost semnate pentru legalitate de secretarul unităților administrativ-teritoriale. Și totuși. Și atunci a răspuns tot alesul local, care câștigă de 10 ori mai puțin, exagerez, de 5 ori mai puțin decât, sau 6 ori decât, secretarul unităților administrativ-teritoriale, secretarii unităților administrativ-teritoriale, iar secretarii nu răspund cu nimic. Deci asta este o mare problemă, pentru că s-a ajuns în România să urâm atât de mult politicieni încât am pus incompatibilități peste incompatibilități peste incompatibilități, că până nici secretarii nu le înțeleg și nici juriștii din aparatul de specialitate al primarilor nu le înțeleg. Ei au avizat favorabil respectivele proiecte de hotărâre, proiectele au fost inițiate, culmea, taman de către primari. Da. Și au fost contrasemnate pentru legalitate de către secretari. Și de vină au fost tot viceprimarii care practic au votat o hotărâre. Și hotărârile respective au fost verificate pentru legalitate și de instituția prefectului, care nu le-a atacat în instanță pentru hotărârile de Consiliul Local, și de instituțiile prefecților de peste tot din țară, care nu le-au atacat în instanță pentru nelegalitate. Deci practic ai atâtea filtre. Da. Dar tot consilierul local sau județean a fost de vină, ceea ce este inadmisibil. Care a fost numit acolo, mă rog, și prin votul lui. Dar ideea este că avizele de legalitate au fost. Și atunci viciul legislativ este unul foarte clar. Pentru că în condițiile în care eu răspund, dacă nu țin cont de avizul compartimentului de specialitate sau nu țin cont de avizul de legalitate al secretarului, răspund eu, atunci dacă țin cont de avizul de legalitate favorabil și avizul de legalitate al secretarului, tot eu ca și consilier local sunt de vină și sunt găsit incompatibil. Așa cum, de exemplu, știți că sunt foarte multe cazuri de primari care răspund pentru că sunt ordonator principal de credite pentru anumite investiții, cu toate că există semnătura dirigintelui de șantier. Exact. De secretarul de la Unitatea de Administrativ Teritorială este dirigintele de șantier, cel care trebuie să avizeze pentru că este specialist, da? Da, exact. Exact. Și cu toate astea au intrat primarii în pușcărie și diriginții de șantier sunt bine mersi. Exact. Asta se întâmplă. Cam același lucru exact, se întâmplă. Exact, asta se întâmplă. Deși legea spune că dirigintele de șantier e răspunzător. Exact. Pentru lucrare. Exact. Asta se întâmplă. Și e este rău. Foarte grav că se întâmplă acest lucru. Ce putem face ca să schimbăm? Păi vedeți dumneavoastră, în condițiile în care s-a schimbat... Că legea e clară. În condițiile în care s-a încercat schimbarea legii, practic, au apărut niște persoane care au spus nu, că sunt niște hoți politicieni, că de-aia trebuie schimbată legea, ceea ce este inadmisibil, dar avem cele mai multe interdicții de pe planetă. Practic nu avem voie să
să facem absolut nimic și să s-au trezit consilieri locali cu ca în conflict de interese pentru că X de la Consiliul Județean s-a dus să cumpere scaune de la firma pe care o avea el în valoare de 12 milioane lei vechi, de 1200 de lei. De unde să știe el că X era de, din partea Consiliului Județean, cumpără de la magazinul și dar X de la Consiliul Județean, de unde știa că era magazinul lui? Păi în felul corect. Acesta ar trebui să... Poate că știa, dar asta nu e o dovadă. Poate că știa. Prin simplu fapt că nu s-a semnat un contract, iar suma a fost doar de 1200 de lei, este foarte clar că nu e dovedit acest conflict de interese. Este foarte clar că fapta nu a fost săvârșită cu vinovăția prevăzută de lege. Pentru că legiuitorul de ce a prevăzut aceste conflicte de interese? Multe din punctul meu de vedere și trebuie eliminate. Foarte multe dintre ele trebuie eliminate. Le-a prevăzut pentru ca să fie evitate îmbogățirea fără justă cauză, să-i spunem așa, sau îmbogățirea prin prisma influenței pe care o are persoana respectivă din funcția de ales local, da? Că dacă se ducea și semna un contract cu firma respectivului și cumpărau, nu știu, 2000 de scaune, iar valoarea contractului se ridica la, nu știu, 100.000, 200.000 de lei, atunci puneai problema, mă, stai un pic, că nu se poate să nu fi știut de la cine i-ai cumpărat, adică prezumția este răsturnată, în sensul că e clar că voi ați știut și ați făcut o afacere. Tu, consilier județean, cu Consiliul Județean. Dar în condiții în care s-a dus pur și simplu și a cumpărat de la magazin, dar dacă am stat și mă gândesc, dacă aș avea un magazin și ar veni, nu știu, de la ce direcție din primărie, în numele primăriei, să cumpere, nu știu, apă plată și suc și li s-ar vânde, aș fi în conflict de interese, nu? Deci, ceea ce este inadmisibil, adică este chiar inadmisibil. Bine, acum telespectatorii s-ar putea să zică, băi, voi politicieni, ia lăsați-o că voi tot timpul vă faceți aranjamentele și interesele pe banii și pe spatele nostru. Cam așa cred eu că spun unii din fața televizorului. Asta e marea problemă, că s-a generalizat și am început să ne urâm foarte mult unii pe ceilalți. Și pentru că se folosește și de interesul și se folosește, puterea. Se folosește, numai că vedeți dumneavoastră, și poziția pe dau din nou exemplu unui caz medical. Ce s-a întâmplat la Târgu Cărbune, spre exemplu, cu femeia tânăra respectivă care a murit în urma unei operații de cezariană, da. În care la fel s-a spus că de fapt n-a fost făcută operația cum trebuie, că de fapt n-a fost resuscitată cum trebuie, că de fapt alergau cu medicamente de peste stradă. Și m-am interesat și acolo, de la o sursă direct de la fața locului, care a participat printre cei 9 de acolo, care au încercat să-i salveze viața tinerii respective. Și practic s-a transmis opiniei publice că medicii sunt niște criminali. Dar nimeni nu a transmis și punctul de vedere al medicilor, cel puțin să-l transmitem. Asta e vina presei. Dacă a făcut această informație fără să ceară punct exact. De vedere... Și s-a întâmplat, din ce m-am informat direct de acolo, s-a întâmplat în felul următor. Tânăra respectivă avea o malformație congenitală la inimă. I s-a pus în vedere de la prima sarcină să nu mai rămână însărcinată. A rămas însărcinată, da. Asta este. Medicii au primit-o, i-au făcut operația. Operația, până la urmă, a decurs normal. S-a format un cheac de sânge. Cum se formează după operații, că știți că se fac tratamentele acelea pentru subțierea sângelui ulterior, da? Se fac injecțiile acelea. Și care s-a oprit în plămân. În momentul respectiv a făcut stop cardiorespirator. Când au încercat să o resusciteze cu defibrilatorul, defibrilatorul nu e ca în filme. Dacă s-a oprit inima sau pentru orice folosești defibrilatorul. Au încercat să folosească defibrilatorul, senzorii defibrilatorului nu au lăsat să folosească, pentru că dacă ești în stop, nu se folosește defibrilatorul. Și au resuscitat-o manual toți medicii care erau acolo pe rând, pentru că nu e ușor să resuscitezi o persoană în timp de 60 și ceva de minute. Și asta s-a întâmplat. Deci, vedeți, nimeni nu spune, iar de unde alergau cu medicamentele, ea fiind la secția obstetrică ginecologie unde fusese internată, alergau cu medicamentele de la terapie intensivă. Pentru că acolo se țin medicamentele. Deci, acum, vedeți, și ajungem să urâm. E punctul lor de vedere. E punctul lor de vedere, dar vedeți, nu știm nici măcar care nu, este nici, adevărul. Nici măcar nu ne-a interesat punctul lor de vedere. Da. Nici măcar nu ne-a interesat punctul lor de vedere. Ne-a interesat pur și simplu să avem o informație care să ne ajute să-i urâm.
Pentru că de ce? Pentru că sunt niște șpăgari, pentru că au salarii foarte mari, pentru că. Dacă noi ne vom urâ în continuare, noi între noi, pentru că noi ne urâm între noi, eu îl urăsc pe medic, medicul este tot ca mine, el mă urăște pe mine, medicul este tot ca mine, deci asta este, singura diferență este de profesie. Aici, să zicem, că ar putea fi vina presei, dar eu, ca om de presă, vreau să vă spun așa, că și presa se face, cum se face și administrația publică locală, cum se face și o afacere, în sensul că îți faci treaba. Da. Contează cum o faci. Exact. Da? Deci ai mai multe variante. Să fii obiectiv, așa cum trebuie, să ceri toate punctele de vedere. Asta este. Eventual să tragi o concluzie pe care categoric, să-ți o asumi. Categoric. Sau să nu tragi nicio concluzie, pentru că e clar nu că știi. Cele două puncte de vedere sunt subiective. Da, exact. Fiecare trage în partea lui. Exact. E posibil ca ăla din cei 9 să fi mințit, să fi spus varianta corect. Care îi disculpă pe ei. Corect și asta, la fel de bine e posibil să fie adevărat. Exact. Și cel mai bine e ca noi, ca presă, să nu spunem decât așa. Ăsta spune așa, celălalt ăsta spune așa. Așa. Ce poate să se întâmple mai departe, să se facă, știu eu, uite, în se cazul face ăsta, anchetă, se face o anchetă, va veni colegiul medicilor, nu sigur știe, că da, nu se știe cum va fi. Dar nu se știe cum va fi. Dai dar cel puțin nu-l dai dinainte, exact. Doar pentru că ți-a spus Ionescu că e așa. Exact. Și atunci se pune problema ăla din presă care a făcut investigația, sau mă rog, dacă se poate numi investigație, că dacă nu cer toate punctele de vedere, nu prea se poate numi, de ce a făcut așa? Pentru că avea un interes să lovească în medic sau în Ionescu sau în Popescu, indiferent de caz, pentru că a fost comod, pentru că redacția nu i-a cerut să prezinte toate punctele de vedere și a zis, las că merge și așa, încep știrile, hai să dăm drumul. Nu se știe. Eu nu vreau să disculp acum presa, sub nicio formă. Dar, de regulă, există acea tendință de a face un subiect să vândă. Să vândă ca tu să-ți vinzi publicitatea pentru că oamenii se uită la tine. Exact. E foarte posibil să fie asta, poate că nu e asta. Da, este destul de grav să se întâmple și lucrul ăsta, pentru că, și revin la cazul cu reactivii de la Spitalul Județean, în condițiile în care a ieșit și instituția prefectului și a spus foarte clar, a ieșit prefectul și a spus, nu erau depozitați reactive acolo. Nu erau depozitați, punct. Adică este clar că nu erau depozitați. Și am discutat nu cu mai multe clar, persoane. Nu e punctul de vedere al prefectului. Păi nu este, că până la urmă nu pot să vină și DSP-ul să spună același lucru ba și da, prefectul pot. Să vină să spună același lucru. Pot. Și medicii de acolo, haideți din ce dau... ne-am interesat, să vină să spună haideți același să lucru în condițiile în care un au exemplu. Condiții excepționale. Deci Consiliul Județean a investit foarte mulți bani, iar laboratorul de acolo este în condiții excepționale și pot fi făcute analize. E, acest lucru afectează comercianții privați, deținătorii de laboratoare privați. Și sigur că ei susțin și alimentează această teamă. Da, ce spuneți dumneavoastră este ca și cum a spune că ei sigur mint, ceea ce nu e corect. Că nu sunteți siguri că sunt mint sigur. Sau nu mint. În cazul ăsta chiar sunt sigur. Păi dacă au fost luați reactivii de acolo? Nu. Nu? Pentru că erau frigiderele cu reactivii în secțiile respective, în laboratoarele respective. Sigur că da. Erau reactivii acolo, că asta este ideea. Au frigiderele, Consiliul Județean a cumpărat frigiderele special pentru am asta înțeles. Și le-au arătat, adică au arătat și unde frigiderele. Erau frigiderele. Exact. Haideți să vă spun de ce zic eu, că nu înseamnă că dacă trei spun că e așa, înseamnă că e așa. Pentru că, de exemplu, noi ca presă, era o vorbă. Că dacă ai verificat din trei surse, înseamnă că e așa. Nu e așa. Adevărat. Nu e așa, categoric pentru că nu e așa. E posibil ca acele trei surse, chiar dacă par independente și neinteresate, nu, chiar dacă n-au interes, să primească informația toate trei cu intenția să poți tu, să verifici tu din trei surse și ăla să spună așa și tu să crezi că e așa. Corect și asta, da, deci, corect și asta. Dar în momentul în care sunt achiziționate frigidere pentru a depozita reactivii respective, evident că nu sunt ținuți. Evident, evident că nu sunt ținuți. Acolo. Exact. Deci asta este ideea. Trebuie am să... dat un exemplu aici și nu tragem iar concluzii. Iar laboratoarele sunt la standarde foarte bune și oamenii pot să meargă cu încredere să-și facă analizele acolo. Deci să nu creadă că nu pot să meargă să-și facă analizele acolo. Eu și eu folosesc laboratoare private pentru analize, pentru a nu sta la coadă, nu din alte motive. Adică mai bine mă duc, pentru că se și exagerează. Cum veneau oamenii și spuneau când a fost epidemia de gripă și practic s-au făcut cozi la spitale și te duci să stai la o coadă și risc să te îmbolnăvești dacă stai la coada respectivă, dacă pentru că se risc să fie un bolnav acolo. Sigur că da, și până la urmă risc să te îmbolnăvești.
Și atunci decât să te duci acolo, mai bine te duci la un laborator privat, la un dai un 50 de lei, 100 de lei sau cât dai și îți faci analiza respectivă. Corect. Ca să nu riști absolut nimic în colectivitate. Sigur că da, și în colectivitate ai lucrul acesta. Deci eu le folosesc. Nu sunt împotriva lor, dar acum este firesc să fie și concurență pe piață. Este firesc, sunt un adept al mediului privat, nu se pune problemă. Dar nu putem să acuzăm doar de dragul de acuzat să sabotăm doar ca să câștigăm noi acești bani. Să vină oamenii la noi, să nu mai avem încredere în spitalele de stat. Nu se poate așa ceva. Foarte deci adevărat. E important lucrul ăsta să știm să disecăm informațiile pe care le primim. Într-adevăr. Și acum să revenim la bugetul local, că am divagat puțin de la subiect, dar tot așa cu exemple foarte și cu analogii practic între genuri de bugete da. Și de acțiuni și de vot și de modul în care până la urmă se ia decizia finală, pentru că asta contează nu multele dezbateri, ci decizia finală și cât este de bună. Exact. Haideți să mergem la Târgu Jiu, pentru că nu mai avem decât câteva minute și să vă întreb din punctul dumneavoastră de vedere ca și consilier local. În momentul de față este bine împărțit bugetul și se administrează bine? Nu. Nu? Nu este împărțit absolut deloc bine și le-am spus din luna iunie de când s-a venit cu bugetul, s-au alocat aproximativ 12 milioane de euro la secțiunea dezvoltare. Asta înseamnă la investiții. Și eu atunci l-am interpelat pe domnul... E prea mult sau e prea puțin? E enorm, pentru că pentru a avea... Și l-am interpelat, să vă spun imediat, l-am interpelat pe domnul primar și a venit și domnul de la investiții, Raul Chiriac, să ne spună că ăștia sunt banii care sunt necesari. Și am spus în felul următor. Păi dacă adopt acum bugetul și aloc 12 milioane de euro pentru secțiunea de dezvoltare, înseamnă că eu trebuie să cheltuiesc până la finalul anului, lunar, câte 2 milioane de euro, să am facturi la plată. Ca să am facturi la plată de 2 milioane de euro, eu trebuie să am Târgu Jiu un șantier, nu? Că... Nu poți să ai 2 milioane de euro. Logic, eu sunt... De acord. Adică da. Se blochează orașul, nu că sunteți împotriva investițiilor. Nu că se blochează orașul. Eu trebuia să am... asta am spus, că au alocat 12 milioane de euro degeaba la secțiunea de dezvoltare pentru că nu-i voi cheltui până la sfârșitul anului, că n-au pe ce. Că pentru a cheltui lunar câte 2 milioane de euro, înseamnă că trebuie să ai Târgu Jiu un șantier și nu ai cum să-l ai, pentru că nu ai când să desfășori licitații, să faci lucrările, să faci. Asta spun. Tehnic vorbind. Ei au alocat acești bani la secțiunea de dezvoltare. S-a votat? Păi s-a votat, pentru că din nou a fost o dispută politică. Adică consilierii locali au votat? Consilierii locali l-au votat, sigur că da. Păi l-au votat. Cu majoritate simplă se votează? 50 plus 1? Majoritatea absolută, jumătate plus 1 din consilierii locali aflați în funcție. Aflați în funcție? Da. Nu 11 prezenți. Din 21 la Târgu Jiu, 11 consilieri. Uh-huh. Trebuie să fie 11 voturi ca să treacă. Și dumneavoastră n-ați fost de acord? Am fost de acord cu bugetul. Păi ziceți că n-a fost bine împărțit. Păi n-a fost bine împărțit, dar vă spun păi acum și partea politică, pentru că este și o parte politică. Așa. În condițiile în care nu votez bugetul propus de primar și nu ești de acord cu investițiile, primarul va veni și va spune m-a blocat Consiliul Local și nu mai pot să fac investiții în municipiul Târgu Jiu. Și în felul acesta am fost de acord cu primarul municipiului Târgu Jiu, care în 2017, bine, aici n-a propus el proiectul, n-a propus el bugetul, l-a propus... că a fost alegeri parțiale în anul 2017. Nu știu dacă Florin Cârciumaru sau Aurel Popescu, parcă prin aprilie Aurel Popescu, era în calitate de practic de primar interimar, să-i spunem așa, viceprimar cu atribuții de primar, da. De un mod legal, a rămas cu 4 milioane de euro excedent bugetar. Și a spus, n-a fost bugetul meu, nu e vina mea. Dar anul următor a rămas din nou după ce am rambursat un credit de aproximativ, anticipat de aproximativ 1 milion de euro, pentru că nu a cheltuit banii. Asta înseamnă tot excedent bugetar, nu înseamnă altceva, ci doar ai dat banii pe credit ca să spui că ai achitat creditul. După ce s-au achiziționat diverse componente de birotică, total al aiurea, de vreo 2 milioane de euro, tot de către domnul primar, am mai rămas cu 1 milion de euro excedent bugetar. Deci după ce am cheltuit vreo 3 milioane de euro aiurea, am mai rămas cu 1 milion de euro. Deci dar tot 4 milioane de euro a fost excedent că... bugetar. Iar acum, la finalul acestui an, vor rămâne cu excedent bugetar. Da, dar eu vin acum și spun, dacă ați votat, de ce spuneți că nu e bun?
Păi, pentru că primarul venea să spună că este, cum vine și acum să spună, că este sabotat de Consiliul Local și nu poate să facă treaba. Am ajuns la problemă. Asta este și ideea. Domnul primar nu poate, atunci, nu ne-a sunat încă. Și atunci nu, ai și o componentă politică. Nu ai o componentă, nu mai ai o componentă administrativă. Facem cum facem și iar ajungem la politică și nu e bine. Da, sigur că da, dar întotdeauna se va ajunge la politică. Da, dar suntem dar în campanie. Peste tot în... Nu suntem. Țara e în campanie electorală. Da, dar nu discutăm și despre campania electorală. Noi nu trebuie electorală. Să tragem jarul pe turta niciunui partid. Păi, dar nu tragem, că lumea nici nu știe de la ce partid sunt. Mă rog, nici n-ați pronunțat, nici n-ați pronunțat. Spun. Asta spun, asta spun. Haideți să spunem, nu sunteți? Spunem, nu spunem. De ce să spunem? Nu spunem, nu. Bine. Discutăm doar despre administrație, da? Ok. Dar discutăm despre politică. Dar problema este, omul nu o să înțeleagă din fața televizorului, deși ați votat, dar de ce ați votat dacă n-ați fost de acord? Acum sunt eu aici în locul domnului de acord cu dumneavoastră. Primar. Pentru... Și vă întreb, păi și de ce ați votat? Păi, pentru că dusă nu vă poate întreba. Pentru și poate da, vă întreabă cetățenii. Pentru că domnul primar a spus că sigur va cheltui banii la secțiunea dezvoltare, dar eram convins că nu-i va cheltui, ceea ce se va și întâmpla și vom vedea la sfârșitul anului că vom rămâne... Vedem. Păi vedem 100%, vedem că vom rămâne cu cel puțin 2 milioane de euro necheltuiți, pentru că din astea 12 milioane de euro la secțiunea dezvoltare, practic doar 6 milioane de euro au fost de la bugetul local, sau 5 milioane de euro au fost de la bugetul local și 7 milioane de euro au fost fonduri atrase, spuneau ei. Dar da, n-au atras da, nici fondurile alea, n-au cheltuit păi nici bani. N-au fost atrase fonduri? Eu știu că păi da. Dacă le-au dacă atrageau fondurile de 7 milioane de euro, îi cheltuiau și pe cei 5 milioane de euro de la bugetul local. Înțelegeți? A, era cofinanțare. Păi era cofinanțare, sigur că sau cheltuieli neeligibile pe proiecte. Era cofinanțare. Sigur că da, trebuiau asigurate de către municipalitate. Deci nu vor fi cheltuiți acești bani. Dar da, a fost făcute doar pentru a spune că se fac investiții. Dar investițiile le vezi. Dar părerea mea este că e bine să aloci bani la investiții. Păi da, dacă le faci, sigur că e bine să aloci bani la investiții. Dar dacă vei sta în permanență și vei aștepta bugetul să vezi ce investiții vei face anul următor, greșești. În mod normal te pregătești de anul ăsta cu proiecte pentru investiții și anul următor vezi în funcție de banii pe care îi ai ce investiții realizezi din proiectele pe care le-ai făcut anul ăsta. Dar dumneavoastră erați consilier local și anul trecut, pe vremea da. Când se gândea bugetul, nu? Da, sigur și că era. Și nu la ședințele de consiliu. Domn primar, ce faci, dumne, nu vii cu bugetul? Păi a venit propuneri. Cu... Păi n-a venit cu propuneri, n-a venit cu proiecte. A spus că vine cu proiect pentru parcare de la Piața Centrală pentru supraetajarea parcării de acolo. N-a venit nici până la momentul. Dar vreau să față. Vă întreb ceva. De ce consilierii locali nu pot să vină cu propuneri? Da, venim cu propuneri. Dar ziceați că numai primarul vine cu propunerea de buget. A, cu propunerea de buget numai da. El. Păi numai el, conform legii, el inițiază proiectul Bun. De hotărâre. Da. Noi putem să venim el cu amendamente. Inițiază. Da. Dar nu puteți iniția dumneavoastră, adică să veniți cu o propunere. Uite, băi, la mine în zonă, păi, eu spre sunt exemplu, consilier local și oamenii cu mine au vorbit și le trebuie asta. Hai să stabilim păi, spre exemplu, ce e prioritar păi, spre în exemplu, orașul ăsta. Păi, spre exemplu, am adoptat hotărâre de consiliu local pentru a edifica un nou padoc pentru câinii fără stăpâni, așa. Mult mai mare, pentru a strânge toți câinii de fără stăpâni din oraș. Uh-huh. Și a aprobat de 2 ani de zile. Și domnul primar nu vrea efectiv să realizeze și această construcție. Și domnul primar. Haideți să nu asta mai vorbim. Este. Că o să ne acuze domnul primar că avem ceva cu dânsul. Da, sigur. Poate să vină oricând și într-o dezbatere, domnul primar. Nu e o problemă. Să discutăm foarte clar. Da. E o idee. Da, este e o idee. Să discutăm... Apăsat Bun, și cu suntem la în final față. De emisiune, o să rămână oamenii cu întrebarea de ce ați aprobat bugetul dacă n-ați fost de acord cu el, de ce l-ați votat. Dar mai avem timp să ne întâlnim și să dezbatem din și să povestim. Din considerente politice. Da. După ce se termină campania, poate vine și domnul primar. Da. Domnul Eduard Lădaru, consilier local în cadrul Consiliului Municipal Târgu Jiu, a fost invitatul meu în această seară. Vă mulțumesc pentru participare. Mulțumesc pentru invitație. Dragi telespectatori, în speranța că ați fost atenți la ce am povestit și că am fost cât se poate de obiectivă, vă spun o seară bună și ne revedem.